Dacă ar fi posibil o explicație, iar oamenii s-ar fi adaptat în sfârșit cu schimbarea în ziua sărbătorii și stabilitatea zilei a șaptea, s-ar presupune că în timp se vor obișnui cu aranjamentul. Dar ei nu s-ar fi obișnuit mai devreme cu asta până nu se face o altă schimbare. Acum se întorc la locul în care erau înainte. Dar nici acest lucru nu este stabilit sau staționar. Vine o altă schimbare, și alta, și alta. Acum Denver observă cu o zi înainte de Omaha, apoi observă în aceeași zi. Acum Omaha și Chicago observă aceeași zi, dar la altă oră o zi diferită. Nu există uniformitate, și așa cum oamenii se obișnuiesc cu un anumit aranjament, ziua se schimbă din nou. Acesta este mai mult decât pot înțelege oamenii de rând, și dacă mergem la oamenii care acum au o astfel de propunere, trebuie să ne așteptăm la o confuzie. Iar dușmanii noștri nu vor întârzia să scoată în evidență dificultățile și să trâmbițeze modificările asupra lor. Deoarece ciclul săptămânal biblic reîncepe cu fiecare lună nouă, șabatul biblic pare să plutească prin săptămâna gregoriană modernă. Uneori fiind luni, luna următoare, marți, luna de după joi, etc. Aceasta este schimbarea constantă la care se referă Anderson în declarațiile sale. În cele din urmă, dificultățile de a prezenta un nou calendar prin care să se calculeze șabatul zilei a șaptea păreau copleșitoare. Andrison a îndemnat că confuzia rezultată ar fi doar în detrimentul bisericii și din acest motiv nu ar trebui urmărită. Dacă noua schemă calendaristică pe care o luăm în considerare ar trebui să se admită că comunitățile locale au dreptul de a-și face propriile observații care să determine anul nou, ar rămâne totuși întrebarea dacă oamenii potriviți, competenți pentru o astfel de observație ar fi disponibili. Nu lăsați oamenii care observă ziua sfântă a lui Yahua să sponsorizeze un calendar care înseamnă confuzie și să ne facă munca inutil de grea. Căci deși schema propusă nu afectează în niciun fel succesiunea zilelor săptămânii și prin urmare nu afectează șabatul, totuși dacă oamenii lui Anderson ar argumenta că adevărul ar trebui suprimat deoarece adventistul obișnuit nu ar putea o înțelege. Unele dintre scrisorile sale sunt atât de dăunătoare încât Biserica Adventistă încă nu le-a eliberat publicului larg, respectând sabatul de asemenea, susține noua schemă de calendar, confuzia rezultată nu ne va fi de niciun ajutor. În timp ce întreaga chestiune ar fi în cele din urmă ajustată, cu siguranță ar crea confuzie. Adventiștii de ziua șaptea vor avea în curând destule lucruri pe mâini, astfel încât să nu fie necesar să ne facem probleme înainte de vreme. Ziua goală poate încă să ne confrunte. Nu ne permitem să ne creăm singuri probleme. Pentru lume va arăta așa, prezentul calendar propus este avansat într-un scop specific, nu în scopul adaptării, deoarece vom constata că este imposibil aplicarea universală, nu în scopul susținerii datei 1844. Nu cred că suntem sub această necesitate trebuie să se poată stabili 22 octombrie 1844 fără a recurge la asemenea dispozitive. Nu este o speculație să afirmăm că Anderson a respins calendarul biblic de teama consecințelor. El a spus la fel de mult. Comitetul a făcut o muncă excelentă. Aprobarea fără rezerva a planului care ne este în fața acum mi se pare mi se pare în implicațiile sale atât de încărcate de dinamită cu TNT încât ar fi bine să ne ferim. Aș avertiza cu sinceritate comisia în această chestiune. Mi-e teamă că repercursiunile unui astfel de sprijin în acest moment se vor face simple în cercul larg. Soluția propusă de Anderson pentru situații este un exemplu sfâșietor al oportunității politice care are prioritate față de adevăr. O posibilă soluție sugere să facem un raport președintelui conferinței generale fratelui Mac Eltony despre ceea ce au crezut mileriți și cum au ajuns la concluziile lor, fără ca în acest moment să ne angajăm asupra credi... corectitudinii metodei lor. Lăsați-l pe fratele Mac Anthony să publice acest raport. În orice mod poate fi considerat cel mai bun și să așteptăm reacția. Acesta desigur ar fi doar un raport preliminar și ar fi astfel desemnat. Vom vedea în curând ce, vor, ce foc va atrage. Între timp să studiem în continuare raportul final. Reacția la raportul preliminar poate determina forma raportului final. Cu alte cuvinte, Anderson ne îndeamnă să ne concentrăm asupra modului în care mileriții au stabilit 22 octombrie, mai degrabă decât 23 septembrie, ca zi de ispășire pentru 1844, dar să nu ieșim direct și să admitem că suntem de acord cu modul în care au stabilit-o. Să testăm apele și în funcție de reacția la testul nostru putem ști dacă vrem sau nu să spunem mai multe. Aceasta nu este onestitate intelectuală. Este lașitate intelectuală. Adevărul rămâne același, indiferent de reacția împotriva lui. Andrison a fost cel mai elocvent în argumentele sale în favoarea tăcerii în legătură cu efectul pe care calendarul biblic îl are asupra șabatului săptămânal din ziua a șaptea. El a scris o serie de scrisori în care a îndemnat Comitetul de Cercetare să păstreze tăcerea asupra subiectului. Aceste scrisori nu sunt disponibile publicului larg.